Bun găsit pe scara cuvintelor! Vă mărturisesc, încă de la începutul acestei emisiuni, că de atât de delicată problema predestinării, nu am scăpat nici eu. Studiind cărți, precum Epistola lui Pavel către romani, Epistola lui Pavel către feseni, sau Întâia Epistola a lui Petru, mi-am pus deseori întrebarea cum i-a ales Dumnezeu deja pe cei mântuiți? Dacă cel mântuit a fost ales încă din perioada anterioară creației, atunci la ce bun liberul arbitru? Sau la ce folos judecata de apoi? Mai mult, dacă Dumnezeu, omniscient fiind, cunoaște tot ceea ce se va întâmpla, incluzând aceste alegeri, atunci destinul nostru, al fiecărui om, este predestinat. Fiindcă o cunoaștere exactă a ceea ce va fi, presupune un viitor care să fie loial în tocmai, pas cu pas, detaliu cu detaliu, Acestei cunoașteri. Așadar, e suficient să spui că Dumnezeu este omniscient ca să postulezi ideea de predestinare, eliminând automat rolul liberului arbitru. Aceste două mari probleme, predestinare și liberul arbitru, rămân pietrele de potignire pentru cei mai mulți teologi și mai ales pentru foarte mulți credincioși. Implicațiile pot fi catastrofale. Dacă suntem predestinați, a fi mântuiți, atunci liberul nostru arbitru nu joacă niciun rol în această mântuire. Prin urmare, predestinarea ne deschide calea spre o viață păcătoasă, fără ca păcatul să ne afecteze în vreun fel, căci nu e așa? Fie că vrem, fie că nu, destinul nostru este scris și irreversibil. Vom fi mântuiți. Or, faptul acesta intră în conflict cu esența întregii Biblii, Dumnezeu va pedepsi mereu neascultarea. Legea lui Dumnezeu spune clar: plata păcatului este moartea. O viață păcătoasă nu poate fi reabilitată fără ca păcătosul să-și ceară iertare. Iar aici ieșim deja din sfera predestinării, fiindcă păcătosul s-ar putea să nu-și ceară iertare niciodată. Păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Împietrirea nu e o glumă. Cazul lui Faraon este, cred, cât se poate de cunoscut. De cealaltă parte, dacă liberul nostru arbitru este funcțional și joacă un rol fundamental în ceea ce facem, atunci pare că versetele în care se spune despre Dumnezeu că i-a ales pe cei mântuiți încă dinainte de creație, contrazic ceea ce suntem și ceea ce vom fi. Iată uriașa provocare. Cum vom împăca omniscența lui Dumnezeu, cea care ar postula predestinarea? Cu liberul nostru arbitru, cel care, în cazul în care joacă un rol important în mântuirea noastră, anulează ideea de predestinare și, implicit, limitează oarecum, nu total, vom vedea, omniscența lui Dumnezeu. În cartea Predestinare și liberul arbitru, publicată de editura Logos în 2011, patru teologi răspund la această întrebare. De fapt, Întrebarea încă mai nuanțată este următoarea. În ce măsură libertatea umană limitează suveranitatea divină asupra evenimentelor de pe pământ? În continuare, foarte succint, voi analiza fiecare dintre aceste patru concepții, diferite, deși nu foarte diferite. Astfel, pe de o parte, John Feinberg și Norman Geisler sunt susținătorii suveranității specifice în sensul că Dumnezeu sau omul determină sau autodetermină evenimente specifice. Cel din tâi nu poate trece peste ideea de omniscență divină. El consideră că Dumnezeu determină toate alegerile și acțiunile umane, dar neagă faptul că acest lucru afectează libertatea și, în consecință, responsabilitatea omului. Este, putem spune, un determinist, al doilea susținător al acestei suveranități specifice, crede că, totuși, deși Dumnezeu nu determină ceea ce va face omul, el deține controlul asupra acțiunilor noastre. Cum? Aceasta este o taină. Norman Geisler este un autodeterminist. Pe de altă parte, Clark Pinock și Bruce Reichenbach sunt susținătorii suveranității generale, în ce sens? Ei bine, amândoi aceștia cred că Dumnezeu are capacitatea de a duce la îndeplinire scopuri generale, însă nu și evenimente specifice care intră în sfera liberului arbitru. Da, Dumnezeu vrea ca omul să acționeze conform voii lui, dar nu poate determina evenimente specifice în acest sens, fiindcă nu poate interveni în liberul arbitru. Astfel, se poate spune că hotărârea lui Dumnezeu de a dărui oamenilor libertate impune serioase limite suveranității sale. Dacă Reichenbach crede că Dumnezeu deține totuși o cunoaștere exactă a ceea ce se întâmplă în viitor, Pinoc consideră că libertatea umană este incompatibilă cu preștiința divină. John Feinberg începe prin a spune ce este determinismul, împrumutând definiția acesteia de la Richard Taylor. Așadar, determinismul este teza filozofică generală care afirmă că, pentru tot ceea ce se întâmplă, există condiții de așa natură încât, dacă ele există, nimic altceva nu s-ar putea întâmpla. Determinismul lui Feinberg presupune o cauză sau un set de cauze suficiente pentru a determina o persoană să aleagă un lucru în detrimentul altui lucru. Atenție însă, vorbim despre un determinism teologic, nu unul al științelor naturale. În determinismul științelor naturale, orice situație de tipul A va determina ca agentul să aleagă acțiunea X. Feinberg vorbește așadar despre un determinism care se cheamă necesitate consecventă. Prin aceasta, el înțelege că, dacă Dumnezeu a luat o anumită decizie, această decizie va atrage după sine, drept consecință, anumite lucruri. Dar a alege între aceste lucruri nu este o necesitate. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam așa cum l-a creat, liber. Nu a fost necesar ca el să aleagă răul în detrimentul binelui. Adam a fost liber să aleagă, deși alegerea lui a fost determinată cauzal de Dumnezeu. A se observa că acesta nu este totuși un determinism tare, necesar, înțeles ca fatalism, ci un determinism pe care Feinberg îl numește moderat sau, folosind alt termen, îl numește compatibilism. O compatibilitate între cauzele determinante și acțiunile pe care le determină ele. Trebuie să înțelegem că această concepție este, ca să folosim chiar noțiunea mai importantă a teologului, determinată de ceea ce crede el despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este suveran absolut și omniscient, voința lui cuprinde toate lucrurile iar ceea ce determină el ține de buna plăcere și de scopurile lui bune. Ceea ce a ales el nu este absolut necesar, adică fatalist, ci necesar din pricina celorlalte alegeri făcute de el. Bună oară, a ales să răscumpere pe om din pricină că l-a creat liber, iar libertatea omului a produs căderea lui. Răscumpărarea este o necesitate, dar nu una de tip fatalist, ci una datorată alegerilor lui Dumnezeu, făcute în favoarea scopurilor sale bune. Salvarea umanității, bună oară! În ce privește omnisciența lui Dumnezeu, Feinberg afirmă că, deși acesta cunoaște totul, cunoașterea lui nu este cauza viitorului, dar ea garantează că ceea ce știe Dumnezeu trebuie să se întâmple. O reală problemă pe care o ridică Feinberg ține de cauza care determină efectul. Pentru acest autor este foarte important ca o cauză să fie suficient de puternică pentru a determina un efect. El nu crede că agentul sau omul în general face alegeri fără a fi determinat de ceva suficient de puternic. Omul nu acționează pur și simplu, spune teologul, ci sub influența unor cauze. Asta nu înseamnă că el este constrâns, fiindcă atunci nu ar mai avea o responsabilitate morală. Norman Geisler îl scoate pe Dumnezeu din temporalitate, vorbind despre o cunoaștere eternă care îi poate fi atribuită acestuia. Dacă Dumnezeu nu este supus succesiunii temporale, ceea ce gândește el a gândit din totdeauna. El știe ce facem, nu ce am făcut sau ce vom face. Pentru Dumnezeu nu există trecut și viitor, ci doar prezent. În sensul acesta, el nu rânduiește mai dinainte lucrurile, ci pur și simplu rânduiește ceea ce fac oamenii în mod liber acum. El vede ceea ce facem, și ceea ce facem cunoaște, și ceea ce cunoaște determină. Cu această concepție, să o recunoaștem, foarte ciudată și cam greu de pătruns. Norman Geisler pare să se fi pus la adăpost. În ce privește responsabilitatea agentului uman, autorul analizează fiecare dintre concepții în parte. Indeterminismul moral, crede el, prevede că unele evenimente ar fi lipsite de cauze, rezultând un univers irațional sau non-moral, irresponsabil. Determinismul moral, atribuit lui Feinberg, Găsește în agentul moral mai degrabă un instrument decât o cauză eficientă. Autodeterminismul moral, cel pe care îl găsește cât se poate de adecvat, spune că actele morale nu sunt nici necauzate, nici cauzate de altcineva. Ele sunt cauzate de cel care le face. Tipul acesta de autodeterminism nu se referă la determinarea propriului sine fiindcă acesta a fost deja determinat de Dumnezeu, ci la determinarea de către sine. Dumnezeu determină ceea ce suntem. Omul își poate determina propriul comportament. Cum poate cunoaște Dumnezeu viitorul sau cum îl poate determina fără a încălca liberul arbitru? Norman Geisler crede că este vorba aici despre o taină. O taină nu este ceva opus rațiunii, ci ceva care transcende rațiunea. Astfel, suveranitatea lui Dumnezeu și alegerea umană liberă nu sunt contradictorii, ci incomprehensibile. În ce privește cunoașterea divină, problema este rezolvată prin situarea ei în sfera eternității. În ce privește determinarea viitorului, problema este rezolvată prin situarea ei în sfera incognoscibilității. Adevărul este că ori de câte ori mă trezesc în fața problemei predeterminării, tind să fac și eu ce face Gaisler. Mă consider responsabil moral de faptele mele și arunc contradicțiile logice în sfera incomprehensibilului. Este, nu-i așa, cel mai simplu. Pentru Bruce Reihanbach există șase piese ale problemei: libertatea umană, suveranitatea lui Dumnezeu, Omnipotența lui Dumnezeu, omniscența lui Dumnezeu, relația lui Dumnezeu cu timpul și implicarea lui Dumnezeu în problemele umane, sau ceea ce numim providență. A spune că o persoană este liberă înseamnă că, date fiind anumite împrejurări, persoana ar fi putut acționa și altfel decât a făcut-o. Cu alte cuvinte, a fi liber înseamnă taman faptul că influențele cauzale nu îmi determină alegerea. Iată deci o poziție complet diferită față de cea a lui Feinberg, care accentuează tocmai valoarea acestor cauze. Oamenii nu pot fi liberi, repetă Reichenbach, dacă o acțiune îndeplinită de către o altă persoană iar constrânge să gândească, să dorească sau să acționeze într-o anumită manieră. Suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu este ca un romancier care își creează personajele, acțiunea, cadrul și deznodământul. Suveranitatea invocă relația de suveranitate, în care există guvernații și guvernanții. Omnipotența lui Dumnezeu are două caracteristici importante. Dumnezeu poate face orice acțiune care nu este contradictorie sau absurdă de exemplu, nu poate face un cerc pătrat și, doi, nu se poate concepe o ființă mai puternică decât ea. Dacă în omnipotența sa Dumnezeu ne-ar fi determinat să-L iubim, atunci ar fi fost ca și cum ar fi creat un cerc pătrat. Creând ne liber să-L iubim, El se autolimitează pe sine de la a ne constrânge să o facem. Omniscența lui Dumnezeu se referă strict la cunoașterea unui eveniment care are loc nu care ar fi putut avea loc. Deși cunoaște tot adevărul, inclusiv adevărul legat de alegerea pe care o fac persoanele libere, el nu știe ce ar alege aceste persoane, ce ar alege cei care ar fi putut să existe, dar nu au existat niciodată. Pentru Reichenbach, spre deosebire de Geisler, Dumnezeu nu poate fi scos din timp. El este productiv, își amintește iartă, creează în timp. Sigur, în natura sa fundamentală și în caracterul său, el este neschimbător. Dar în privința modului în care proprietățile lui divine se manifestă în lume, el se schimbă, mai ales când e vorba de relațiile cu agenții liberi pe care i-a creat. Creând ne liberi, el și-a autolimitat puterea. În ce privește providența, Scriptura ne revelează un Dumnezeu care are planuri atât cu Universul ca întreg, cât și cu indivizii în particular. În ce privește Cosmosul, planul este acela de a uni toate lucrurile în Hristos, în ce privește indivizii, de a-i mântui prin Hristos. Iată de ce, uneori, El acționează în moduri care depășesc legile naturale, dar nu lucrează constant în felul acesta, fiindcă atunci nu ar provoca decât haos. Pentru Clark Pinock, a cărui concepție mi se pare cea mai aproape de adevăr, suveranitatea lui Dumnezeu presupune puterea de a crea orice univers posibil, inclusiv unul în care există agenți cu libertate semnificativă. Suveranitatea lui Dumnezeu este una omnicompetentă. El poate rezolva orice fel de situație dar el nu vrea să controleze tot ceea ce se întâmplă, fiindcă onorează libertatea dăruită lumii. El știe ce se întâmplă în lume, ia seama la ce se întâmplă în ea și răspunde adecvat. Realitatea este așadar deschisă. Dumnezeu se relaționează la evenimente pe măsură ce acestea au loc, nu atemporal. Libertatea umană este reală și semnificativă, fără a fi totală niciodată, întrucât realitatea ne influențează mereu. Suntem afectați de vârstă, de situații, de oameni și așa mai departe. Dumnezeu ne-a creat liberi, fiindcă doar așa pot exista valori precum dragostea sau eroismul. Faptul că realitatea este deschisă face ca în istorie să apară noutăți pe care nici chiar Dumnezeu nu le poate prezice. Se cere, deci, o regândire a concepției convenționale despre omniscența lui Dumnezeu. Genul de libertate despre care vorbește Biblia nu poate exista dacă Dumnezeu știe sau controlează toate lucrurile într-un prezent atemporal. Libertatea înseamnă că realitatea este deschisă într-un mod pe care teismul clasic nu îl permite. Iată de ce Pinoc afirmă cu convingere că, prin decizia de a crea o lume ca a noastră, Dumnezeu s-a autolimitat. Deschiderea realității spre nou este dovedită chiar și de puterea rugăciunilor noastre. O putere tiranică este una care îi face pe oameni să asculte de poruncile divine. Este o nevoie de o putere mult mai mare pentru a lucra cu delicata floare a libertății umane, spune poetic Pinoc. Cât privește profilul lui Dumnezeu, acesta apare în Biblie ca fiind flexibil și dinamic. În primul rând, deși în esență și caracter este neschimbabil, în cunoaștere și în acțiuni el suferă schimbare. În al doilea rând, el nu poate fi impasibil, caracteristică ce rezultă din concepția deterministă. Apoi, în al treilea rând, el nu poate fi atemporal, chiar dacă este veșnic. El se implică în timp și în istorie. Apoi, omniscența lui Dumnezeu înseamnă că el știe tot ce poate fi știut, nu tot ceea ce se va întâmpla sau s-ar putea întâmpla. Dacă Dumnezeu știe că mâine voi alege A și nu B, atunci credința că voi face o alegere reală este eronată. Iată, pe scurt, cele patru puncte de vedere asupra raportului dintre predestinare și liber arbitru. Este adevărat că toate conceptele folosite în aceste analize sunt, să le zicem, pozitiviste, sunt făcute să fie accesibile și să arate către ceva, să spună ceva ce este, nu ceva ce nu este. Altfel spus, când vorbim despre omnisciență, omnipotență, libertate, atemporalitate și așa mai departe, noi folosim aceste concepte cu înțelesul lor pozitivist, verificabil, eliminând ceea ce este misterios, adică ceea ce este esențial din ele. Știm noi cu adevărat ce înseamnă că Dumnezeu cunoaște totul sau că poate totul? Putem noi concepe cu adevărat? A temporalitatea lui? Este încă și mai adevărat că, deși fiecare concepție și are partea sa de adevăr, lucrurile nu sunt încă foarte clare. Și totuși, a le ignora, cum o fac unii teologi, nu este o soluție. Toate concepțiile enumerate în prezentarea mea ar trebui supuse unor minuțioase analize ar trebui discutate și remodelate, unde este cazul de către teologi sub lumina proiectată de către autoritatea Scripturii. Ideea de predestinare poate face mult rău atunci când este prost sau insuficient înțeleasă. Așadar, o carte binevenită, însă destul de problematică, nerecomandată și cui, o carte de reanalizat și discutat în cercuri specializate.